specială. Domnule comandor, nu se văd aceste drone. Am asistat la această explicație în decursul săptămânii. Acolo să fi fost cheia pentru aceste bâlbe și din nou cu explicația aceasta. E foarte delicat momentul pe care îl trăim. Suntem atenți cât de transparenți, cât de bine gestionează autoritățile de la noi acest moment, dar de cealaltă parte nu trebuie să uităm că suntem sub umbrela NATO, suntem apărați, avem garanții de securitate, cum dacă am fi de capul nostru, nici n-am putea visa. Aici sunt două elemente. Primul element este nu se văd, dar se văd. Și voi încerca să explic în ce constă sistemul foarte bun pe care îl are România. În al doilea element ține de diplomație, comunicare și sunt convins că dinșii vor explica foarte, foarte bine. Închei cu faptul că era de, hai să spunem, bun simț diplomatic să fie o anumită prudență. Undeva pe lanțul de comandă s-a făcut o aproximare, o să vă descriu sistemul și veți vedea, și acea aproximare a dus la această eroare. Adică de la incidentul de duminică până la declarația președintelui. În clipa de față aproape că este irrelevant. Prima declarație președintelui. Este aproape irrelevant. Acum, în fond, căutăm, dacă nu vinovatul, să arătăm că toți știm care este realitatea. Aproape că toți intuim care e realitatea. Dar acum încercăm pur și simplu să vedem cine ar fi vinovatul și de ce s-a întâmplat. În realitate, lucrurile sunt destul de clare. În spațiul aerian al României, la înălțime mică, au intrat una sau două drone. Nici nu mai vorbesc de faptul că au fost bucăți, explozii și așa mai departe. Al doilea element este faptul că nu a fost intenție. În clipa de față nu putem face ipoteza asta. De ce? Foarte simplu. Dacă Rusia voia să atace România, începea cu rachete de croazieră asupra Constanței, nu o dronă care nimerea în delta și nu știa nimeni care nimerit. Revenind acum la, și de aceea vă pot spune că... E foarte plastică explicația dumneavoastră, dar pare și logică, acum, adică dacă ar fi să vrut să ne atace, la, am fi văzut, am fi știut. Dar bineînțeles, ataci obiective, nu ataci o groapă. N-am fi luat prin surprindere, descoperite niște rămășițe. E o ipoteză. O să venim la, o să descriu puțin sistemul, pentru că de aici pleacă totul. Sistemul este foarte bun, nu este perfect. România, și fiind partea NATO, este partea sistemului integrat de apărare antiaeriană. Al doilea este sistemul de apărare antirachetă și al treilea avem misiunea de poliție aeriană. O să le iau pe fiecare în parte. Ai spațiu aerian. Este singura misiune exclusivă a armatei la pace. Pentru că frontierele avem trupe de frontieră. La noi, garda de coastă, paza de coastă nu ține de marină. Ei au misiunea să vadă frontieră. Și iar în teritoriu avem, pe lângă primară, poliție, poliția de frontieră, avem și alte structuri, pentru că ele se ocupă. În momentul în care numești un comandant militar, înseamnă că deja ai trecut de la pace la război și vedeți la ruși. În Crimea vorbește un comandant militar. În Ucraina, la fel, când vorbește un civil, la fel primește aprobare la Kiev, dar are deja această responsabilitate, că se creează niște structuri în care armata are un rol. Acum revenim puțin la aceste... Cumva ne spuneți că nu ministrul ar fi trebuit să meargă acolo și să se sesizeze. Nu vreau. Vorbim doar de autorități locale, care să... primele sau cel puțin... Vreau doar să vedem cum lucrează mecanismul. Mergem la armată cu apărare antiaeriană. Avem sisteme de apărare antiaeriană integrate în NATO. Și astea sunt FPS-117 care lucrează la Norad, sunt în banda el, văd la 470 de kilometri, dar sunt limitări tehnice pentru că știți expresia, under the radar. În fund ce face? Arunce energie exact ca un far, un lob, o picătură de apă care este pe orizontal. Se rotește. Există sub radar posibilitatea asta. Radarele sunt foarte bune, și FPS-117 și TPS-99 și de-aia am și cumpărat gap filler, radiolocatoare care se ocupă exact de... Dronele cum zboară? Sub radar sau... Aici e ceva interesant. De vreme ce colegul meu a spus, pentru că sunt fost analist militar și sunt legat de armată, sunt comandor în rezervă, dar întâi este România, de vreme ce l-a spus, pot să intru în amănunt, altfel n-aș fi intrat. Un radiolocator are două caracteristici. În primul, capacitatea de a localiza o țintă, de a o detecta. Ca să o detectezi, trebuie să aibă o suprafață de reflexie de o anumită mărime. De exemplu, la 400 km, vede un bombardier strategic care are o suprafață de reflexie, care se măsoară în metri pătrați, cu anumite frecvențe, că nu așa, de un metru pătrat. E, dânsul a spus ideea că vedem acele roiuri,
la 100 km. De ce le vedem? Pentru că ele vin într-o formație compactă, iar radiolocatorul are caracteristica de acuratețe, să localizeze precis acele ținte, dar și de rezoluție. Dacă ați văzut în filme, venea o țintă, spunea că e una și după aceea vedeau că sunt două avioane, pentru că zburau foarte aproape. Și fiindcă radiolocatorul nu are această capacitate, este limitat. Le vede ca pe un obiect mare. Are capacitatea de a vedea acel roi când vine. Când ajunge la deasupra deltei, ai o țintă care are o suprafață de 0, vorbind de o dronă, 0,01 metri pătrați, care zboară la 20 de metri. Foarte greu mai vezi, ea are 100 și ceva de kilometri pe oră. Asta înseamnă 30-40 de metri pe secundă. Foarte greu vezi când a fost lovit de apărare aeriană, acele 3-5 secunde și la înălțimea asta când ajung pe teritoriu. Dar, începe iarăși un dar, ai posibilitatea să duci în zonă alte radiolocatoare, de exemplu, noi avem Ghepardul, cum au și ucrainienii, dar de germani, care are un radiolocator de descoperire în banda IS și unul de care Fire Control, cel care dirigează tunelul 35, în banda KU. Ei, acela poate să vadă, dar apar alte restricțiuni. De exemplu, să zicem prin absurd că duci un ghepard chiar lângă satul nostru, gândiți-vă că ruși, da, la plaură, dar gândiți-vă că rușii pot trimi cu acel roi și rachete de croazieră. Până acum n-au trimis rachete de croazieră, tocmai ca să nu lovească teritoriul României. Teama ca să nu lovească teritoriul NATO. Ia gândiți-vă că trimite una care este antiradiație. Și sumarizând toate aceste idei, dumneavoastră vedeți posibilitatea unui accident reală sau... Deci, intrarea sau în incident spațiu, cu intenție. Nu, n-a existat intenții, foarte, foarte probabil. Și încă ceva, aceste sisteme le dublezi cu observatori, avem poliția de frontieră care are termoviziune și poate să vadă, pentru că de-aia atacă noaptea, să nu vezi cu ochiul liber. Ai poziția să vezi infraroșu și toate acestea coroborate îți dau supravegherea inclusiv a spațiului aerian. Pentru că vezi, termoviziune. Când ajung la teritoriu, aici trebuie este celula alta. Primarul a raportat la prefect, da? Ai polițaiul, ai toți cei de acolo. Le întoare în reacția de la minister? Nu este vorba, n-aș acuza. Eu aș vorbi doar de sisteme. E sistemele astea trebuiau coroborate. Și nu s-a făcut asta. Eroarea a apărut când, de la propoziția sistemul de radiolocație nu a detectat drona care zbura la înălțime mică, s-a făcut implicarea, nu a trecut nicio dronă la noi. Fără să se treacă prin ideea, dar dacă... Conștient fiind că există această scăpare. Da. Scăparea s-a făcut la nivelul ministerului sau la nivelul președinției? Părerea mea că niciunul dintre cei dintre cei vizați, că a fost președintele, că a fost ministrul apărării, că a fost șeful de stat major, n-are nicio legătură directă, eventual să creeze structurile. Cel de la marină... Cine face informarea aceasta? Cine trebuie să coroboreze lucrurile? Pe lanțul de comandă vin cei care supraveghează spațiul aerian și avem centru care este... colegul meu l-a citat, așa nici nu vorbeam, un centru militar de supraveghere a spațiului aerian, care el dă... Centrul de supraveghere al Da, el spune, aer. Da, este dânsul la un anumit centru militar centralizat, ceva de genul ăsta într-o altă exprimare. Dar ce este important este că toată apărarea antiaeriană, gândiți-vă că este coroborată cu Terehon. NATO are apărarea antiaeriană integrată, la nord de Alpi avem un sistem coordonat de la Rammstein, cred, iar cel din la sud de Alpi, de la noi și până la în Spania, este coordonat de la Torrejón. Gândiți-vă că în acest sistem integrat între toate radiolocatoarele, intră inclusiv sistemele AUX care zboară, se integrează, deci nu se pune problema. Noi că am ridicat, F-Strike să este suplimentar. Avioanele de vânătoare nu au misiunea de a detecta ținte, sunt vectorizate. Până acum nu se problema să vâneze drone, acum au și la asta. Până acum ele erau, problema principală era detectarea și vânarea rachetelor de croazieră. Și atunci încercai să le detectezi, pentru că astea zboară la înălțime mică, asta e problema, nu sunt ca cele balistice care vin cu o traiectorie balistică, și vectorizai avionul de vânătoare care, da, are posibilitatea să vadă aer-aer sau aer-sol, în sensul lockdown, să privească în jos. Da, avioanele noastre F-16 sunt din prima generație, au radiolocatoare, să spunem mai vechi, probabil americanii trimite F-16 cu radiolocatoare moderne care au baleaj electronic. E diferența între un far și aceste lasere care joacă copiii, în sensul că urmăresc țintele. Nu vedea mai bine. Foarte probabil un avion cu un radiolocator cu baleaj electronic AESA
vede mult mai bine decât unul radiolocator de generație. Și, domnule profesor, ce rămâne după această săptămână când am evoluat de la nu există niciun incident, nu sunt echipamente militare rusești pe teritoriul României, la facem verificări în continuare, nu ne este clar în acest moment dacă bucățile de dronă sunt rusești, dar se fac aceste verificări, se ia în calcul și sau se verifică inclusiv ipoteza unei explozii a unei drone, ce inițial părea de spionaj, acum nu ne e clar. Ce rămâne? Rămâne concluzia că o vorbă spusă de la locul ei, în comunicarea politică, poate să aibă efecte majore. Celebrul efect al fluturelui, da? O cauză mică, prin reacție în lanț, ajunge să aibă consecințe majore. Aici a fost o greșeală de comunicare în momentul în care, în loc să se spune nu avem informații care să confirme căderea unei drone, s-a spus nu a căzut nicio dronă. Dacă avea această rezervă pe care o puteai întoarce după o oră, după o zi, să spun, între timp am primit informații. Asta era, conform strategiei de comunicare în situații de criză sau în situații de urgență, așa se face. Se face un prim comunicat de presă în care se anunță datele de bază, se spune nu avem mai multe informații, revenim. Și spui când? Revenim peste o oră, revenim peste două ore. Deci asta trebuia să facă, domnul președinte. Ori la nivelul ministerului, la nivelul președinției, a avut loc așa un colaps de comunicare. În al doilea rând, trebuie să luăm în calcul faptul că România este partener strategic al Statelor Unite și este membra unei alianțe politice care se numește NATO, Alianța Nord-Atlantică. România are în sfârșit prilejul istoric de a schimba imaginea ei în lume și de a arăta că poate fi considerat un aliat de bază, un aliat de încredere. E aici domnul Ion Meioniță, care este istoric specializat în istoria contemporană și modernă și contemporană a României și știe la ce mă refer. Noi am avut de multe ori, am ratat ocazia de a ne arăta parteneri loiali, ca să respectăm un tratat sau un document semnat. De data asta avem ocazia să o facem. Asta ar trebui să spunem românilor. Și chestia asta cu transparența. Doamna Casuciu, vă spun cu tot respectul și dragul pe care am pentru dumneavoastră. La poarta unității militare se termină democrația și la poarta unității militare transparența începe să aibă limite. În condiții de război, în condiții în care există riscul de a izbucni al treilea război mondial prin conflictul dintre Rusia și NATO, da? Activarea articolului 5, este foarte important să știi ce să spui, cât să spui și cui să spui și când să o spui. Eu am și o a doua ipoteză de lucru, e doar ipoteză de lucru, mă gândeam să nu o spun, dar trebuie să-i facem, ajutăm pe cei care ne urmăresc să gândească în toate aspectele. Poate că să știa, dar pentru că președintele României nu a avusese timp să vorbească nici cu Bruxelles, nici cu Washingtonul. Obligatoriu, în astfel de condiții geopolitice și militare, tu trebuie să ai acceptul conducerii alianței militare și partenerul strategic. Nu a avusese timp să primească feedback și a preferat să spună că nu a căzut nimic. Deși vă spun încă o dată, comunicare etică, tot vorbim. Etica ar fi fost să spună, nu avem informații cu privire la... Adică mai puține certitudini din partea autorităților, mai multe explicații în realitatea la fața locului, despre realitatea la fața locului. Pentru că m-ați invitat în calitate de specialist în comunicare, vă mai spun un lucru. Umflăm așa, ni se pare că sensul este inadmisibil. Bun, inadmisibil. Asta ce înseamnă? Că tu, președinte României, nu admiți. Bun. Și dacă nu admiți, ce faci? În următoarea oră. A ridicat nivelul de așteptare atât de sus, exact, al populației. A ridicat prea mult. Toată lumea încearcă să înțeleagă acum urmă, și ce urmează. O violare gravă a spațiului
Dacă se dovedește că într-adevăr e o dronă dacă rusească, se dovedește, exact asta a spus președintele, în a doua declarație. Cum ar fi fost dacă ar fi intrat niște avioane? Dacă bombardau Constanța, cum spunea domnul ferească comandor. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Dar, nici aia, să nu... dar aia ce fel de violare mai era? Dacă asta e o violare gravă, au căzut niște rămășițe, de niște resturi de dronă pe teritoriul românesc. Deci aici trebuie să fim mai atenți cum comunicăm, cum ne alegem cuvintele. Știți că în diplomație, diplomații știu lucrul ăsta, există o ierarhie a adjectivelor, nu se folosesc așa la întâmplare. Și există, voi urmări cu atenție, ne vom preocupa și așa mai departe. Nu spui de prima dată că e o violare gravă a spațiului aerian. Deci există o anumită neglijență și superficialitate în comunicarea politică. Și aici trebuie să o combinăm și cu comunicarea militară, strategică, întotdeauna e strategică și eu cred că asta ar trebui să li se transmită și sătenilor de la granița României cu Ucraina și românilor în general, să conștientizeze faptul că ne aflăm în condiții foarte precare din punctul de vedere al raporturilor militare și geopolitice și că România este în sfârșit partea unei alianțe politice, politico-militare și partener strategic al Statelor Unite. Nu putem să facem, nu suntem de capul nostru, slavă Domnului că nu suntem de capul nostru, că dacă am fost de capul nostru aici la granița cu Ucraina, altfel discutam astăzi. Și, domnule Ion Meionit, avem și o primă reacție oficială din partea statului român, îl cheamă pe ambasadorul rus, dar nu e, pare să fie în concediu, e o informație deocamdată pe surse pe care o am în acest moment, nu e verificată și luați-o așa, dar despre această reacție oficială a statului român, permiteți-mi însă o scurtă pauză și revenim cu răspunsul dumneavoastră la ediția specială. Am revenit în direct și continuăm discuția despre ce s-a întâmplat săptămâna aceasta și resturile de dronă descoperite în Delta, după ce ni s-a transmis asigurări că acolo nu există nicio bucată de dronă. Astăzi, Ministerul Apărării, l-am ascultat mai devreme pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, ne transmite că verificări în zonă vor fi făcute și în următoarele zile. Ion Meioniță, redactor șef Istoria, ne erați dator cu un răspuns apropo de ce se întâmplă acolo în Delta, de comunicarea pe care o vedem acum, dacă vi se pare schimbată. Și dacă e într-adevăr o bâlbă în tot ce s-a întâmplat săptămâna aceasta? Mă întrebam, ascultându-l pe purtătorul de cuvânt al meu, APN, ca jurnalist, de ce n-a vorbit cu astfel de exprimare de la început? Dacă spunea APN același lucru pe care l-a spus astăzi, la momentul respectiv, evident, ținând cont de datele pe care le avea atunci, nu se întâmplă absolut nimic în România. Era un incident. Pentru că avem de-a face cu un incident. Minor. Chiar. Dacă aveam acest tip de comunicare de la început, lucrurile ar fi fost foarte simple. Nu se întâmpla absolut nimic. Nu știu de ce. Trebuie să ne trezim după. Mintea românului de după urmă. Așa vedem. Pentru că a avut o comunicare foarte corectă. Dar a avut-o azi. Acum. O săptămână a trecut. Da. Doar atât. Te întreb dacă poți să comunici corect acum și să spui, facem verificări, a fost așa, avem așa, sistemele funcționează așa. De ce nu o spui marți, luni? De ce nu o spui atunci? De ce vii cu ideea asta? Greșeala fundamentală nu există. Un aspect. Nu a spus că intervin, dar vreau să-l completez. Nu numai că gafa asta de comunicare a făcut din țânțar armăsar pentru toată opinia publică. Mai un aspect interesant. Ei, guvernanți, încearcă să compenseze acum greșeala de comunicare. Vor să și ajung să ne dea tot felul de informații nesemnificative, irelevante. Bun, după ce ajung să umble prin bălării cu lanterna. Da, alturilor, dar jucăm un fel de cercetători, mai țineți minte? Apă, foc. Ne jucăm o țară întreagă să uită să vadă dacă a mai picat ceva prin Delta. Asta cel mai greu nu s-ar fi ajuns la asta dacă nu se făcea greșeala de comunicare. Într-o comunicare bună, cel mai greu lucru, inclusiv în jurnalism, este să gestioneze adjectivele. Asta este o artă, într-adevăr. Să te ferești,
să folosești adjective. De cele mai multe ori n-are rost să folosești cea mai gravă, gravă. Ce înseamnă lucrurile astea? Inacceptabil. Nu trebuie să le folosești. Avem o situație, o cercetăm și răspunsul nostru va fi calibrat în funcție de ceea ce s-a întâmplat la fața locului când vom avea tabloul complet. Se ajunge la o demisie după acest episod? Problema. Nu știu dacă se va ajunge la o demisie. Asta este o chestiune politică. De a gestiona această criză cu un răspuns politic să obții așa ceva. Dar a fost un lanț de erori. De la un lucru simplu de comunicare, o eroare de comunicare majoră care a transformat un incident într-o criză, deci absolut nimic real ca nivel de gravitate la fața locului, nu te ataca nimeni, nu ți-a violat nimeni spațiul aerian. Din fericire nu s-a întâmplat să fie pagube sau vieți omenești puse în pericol. Dacă ai văzut asta, îți calibrezi răspunsul și nu dai răspunsuri ferme că nu există nimic, după care vii și dai răspunsul eu ar fi o violare gravă, inacceptabilă și așa mai departe. Deci sar dintr-o extremă într-alta, în loc să păstrezi calea de mijloc rațională, să nu folosești calificative, să dai toată informația populației pentru a o liniști și aici sunt într-un fel de părere că nu e vorba de a închide cumva transparența, că nu, poți să comunici faptele fără să intri în tipul de secret militar pe care nu vrei să-l dezvolți, dar poți să spui pentru a liniști populația și pentru a obține colaborarea oamenilor. Nu poți să faci nimic dacă n-ai societatea lângă tine, dacă oamenii nu vin la tine să te ajute ca instituție și pentru că au încredere în tine sau construiești încrederea. Noi ce facem? Noi demolăm încrederea și după aia încercăm să o reparăm. Și e important că ați menționat doar putem. O secundă, ați menționat două momente, două declarații ale președintelui Klaus Iohannis, se ridică nivelul de așteptare al populației, exact ce discutam, și ce a urmat după, plus faptul că la abia la o săptămână avem o reacție oficială din partea statului român care îl cheamă pe ambasadorul rus la discuții. Despre toate astea de la 22, însă continuăm ediția specială după o scurtă pauză.